Bună și bine v-am regăsit sau găsit în cazul în care sunteți pentru prima dată pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom avea un clip nou pe canalul meu de YouTube pentru că n-am mai făcut astfel de clipuri și veți vedea imediat despre ce este vorba. E bine, astăzi voi filma împreună cu Andreea, care este prietena mea și mai nou și nașa mea. Pentru că da, m-am logodit, probabil ați văzut în clipurile anterioare dacă le-ați urmărit. Și ne-am gândit ce să facem noi astăzi. Și am zis așa, dacă tot este luna decembrie și luna cadourilor și a mâncărurilor gustoase, să încercăm o prăjitură. Astfel vom face astăzi brownie și pentru că este decembrie, cum am mai spus, să folosim și portocală pentru că na, cred că este fructul sezonului. Iar alături de portocală vom folosi banane. Haideți să vă arătăm ingredientele și să ne punem la treabă. V-am pus aici, în prim plan, ingredientele pentru a face brownie. Ingredientele necesare, desigur. Noi suntem undeva aici. O să revenim în cadru imediat. Dar am zis să le vedeți întâi mai bine pe ele, ingredientele. Ok, și avem făină. Avem nevoie de cacao. Avem nevoie de lapte, de ulei, de zahăr, de miere, de un bicarbonat de sodiu. Și noi l-am luat pe acesta de la Lidl. Un praf de copt și l-avem pe acesta de la Dr. Oetker. Avem nevoie de asemenea de 3 ouă, de portocale, nu mai știu dacă am zis și de sare, dar avem aici și sare. Și bineînțeles fructele pe care noi le vom folosi și anume portocale, pentru că, așa cum am spus, vine Crăciunul și banane. Ok, haideți că suntem un pic, în special eu, zăpăcite, ca să spun așa, deoarece cred că am spus și la început, nu am mai filmat un astfel de vlog în care gătesc, așa că încerc să mă mișc cum trebuie pe aici și să iau cadrele într-un mod corespunzător. Păi eu zic să începem. Da. Andreea a mai făcut brownie. Cu ce ai făcut-o? Am făcut-o cu piersici, că era vară și erau, se găseau și eu zic să trecem la treabă. Păi hai să ne spui. Eu n-am mai făcut, acum învăț, deci este prima oară pentru mine. Prima dată să-mi dai două boluri. Imediat. Ok, deci avem două boluri aici. Și trebuie să-mi dai o cană. Mare. Ce, mare? Da. Bine. Și un pahar normal de apă. Este bun așa? Mări pe asta? Da, e perfect. Și un pahar de apă? Da, și un pahar... Așa? Unul mai mic. Mai mic? Da. Vreau să mă pun în încurcătură. Ți înțelegi mai mic. Așa? Da, e perfect. Așa și o lingură. E lângă tine. Da. Și să luăm și asta de... Ce ok, de ce facem întâi? Deci, în primul rând, mai punem făină în cană. Cât trebuie să punem? Cam toată cana. Da, grame? Cum câte veni? 200 de grame de făină. Ok, deci 200 de grame de făină. Dacă nu aveți cum să măsurați, cum este și cazul nostru, folosiți o cană cam de mărimea aceasta. Sunt curioasă ce facem cu strecurătoarea asta. Cernem făina și cacao. Serios? Nu cred că am mai cernut făină până acum. Dar e ceva ce rămâne din ea? Nu. Să fie cât mai fin. Să nu rămână... copoloși. Ah, ok. Deci cam o cană întreagă. Punem cu grijă. Da. Așa. Și acum? Pentru că avem această minusculă. N-am avut una mai mare, însă Znou nu mai mișca. Znou, vin aici. El am ven pe Znou, care mișcă canapeaua, mișcă, scuzați-mi, cacofonia, însă a trebuit să facem o improvizație, cât să ne vedeți bine și nu ne ajută deloc Znou dacă se miște pe acolo, pentru că riscăm să distrugem tot mecanismul pe care l-am făcut noi. Deci, cum spuneam, n-am avut o strecurătoare mai mare, însă aveam una și mai mică de ceai. Cam așa. Dar... Ne descurcăm cu asta cât putem. Dar că o să dureze puțin până...
Dar rămâne ceva sau doar o face mai măruntă? Însă... O face mai măruntă. A, deci practic tot aceeași cantitate rămâne la final. Da, da, da. Ok. A, de fapt da, se vede diferența. Vă arăt și voi, media mai de aproape. Ia, totuși dăm lingurița. Ca să fac așa. Mai simplu. Deci următoarea achiziție este... O strecurătoare mai mare. Mai mare. Promit. Chiar e foarte interesant, uite. Se vin mai aproape către voi să vedeți diferența. Ia. Să vă arăt întâi cana. Uf. Dacă vedeți ceva alb pe aici, să știți că este făina care sare în aer. Stați să vă arăt pe rând. Deci cam așa arată făina nestrecurată, dacă e corect să spun așa. Și cam așa arată făina strecurată. Deci, vedeți, este mult mai fină și parcă ar fi un zahăr farin. Fix cu gândul la zahăr farin mă duce. Ok. Poți să vă întreb. Deci, am strecurat făina. Strecurat, da. Așa. Acum urmează să facem același lucru cu cacao. 50 de grame ar trebui să punem. Însemnând cam cât? Cam 3 linguri pline. Ah, ok. Deci măsurăm direct cu... Da. Și tot cu prin asta. Ok. Tu pui? Eu da. Cer. Strecor. Cam 3 linguri pline ar veni jumătate de plic. Dacă aveți tot așa un gramaj total de 250 de grame, că altfel nu. Da. Că depinde de câte gramaj cam, total. Da. Dar să știți, dacă nu aveți, din nou, cu ce să măsurați, 50 de grame, ai spus? Da, 50 de grame. 50 de grame înseamnă 3 linguri cu vârf. Deci, am strecurat făină, am strecurat cacao și acum... Urmează praful de copt. Punem tot plicul? O linguriță. Ok, deci... Linguriță mică, nu mai. Da, am luat aici o linguriță. Mai avem nevoie de asta? Nu, poți să o pui... De cană? Nu. Ok, deci le pun aici. Le-am pus în ghiuvetă ca să nu mai ocupe atât de mult spațiu. Deci o linguriță de asta mică. Da. Eu sper că voi vedeți acolo. Așa. Ok, și acum? Acum o să punem bicarbonatul de sodiu. Din bicarbonat cât a trebuit să punem? Tot o linguriță. Deci tot una mică. Una mică, mică, mică. Așa, bun. Acum ne trebuie să punem zahărul. Aici, în bolul ăsta. Și zahăr. Oh, care e zahărul? Imediat. Deci 150 de grame de zahăr, deci o jumătate de cană, deci mi-ar mai fi trebuit cana. Păi cred că este cam cât un pahar din ăsta. A, da, ok, pune acolo. Deci 150, ai spus? 150 de grame de zahăr. Mă scuzați cu gramajele, nu prea, cei drept nici nu prea am gătit. Dar acum sunt în proces de a învăța să gătesc. Deci aproximăm și noi după ochi și punem cam un pahar. Nu chiar plin. Păi cana era mare. O să punem și miere și o să fie foarte okay. Dulce. Deci l-am lăsat cam așa. Din când în când zic să vin și mai aproape. Deci cam atât am pus într-un pahar zahăr. Și îl torn aici, da? Da. Bun. Acum punem un praf de sare. Punem tot în linguriță, ca să nu punem foarte mult. Ne-am adus aminte de povestea aceea cu sarea în bucate. Bun. Astea sunt ingredientele pentru bolul acesta. Îmi dai un tel să-l... De fapt, nu. Cu lingura. Amestecăm. Că se amestece. Deci amestecăm ingredientele în bol acum.
Și punem lapte sau ceva aici sau? Nu, ne trebuie în bolul cel, în bolul ăsta, să punem celelalte ingrediente lichide. Bănesc că și ouă. Păi, spune mie ca să încep. Deci dacă îl punem la parte, ce da. Să nu mă uleiul. 150 de ml de ulei, cam un pahar. Deci, punem 150 de ml de ulei în bolul celălalt, asta înseamnă un pahar ca acesta. Da. Plin? O, da. Mamă, ce de ulei. Da. Cred că n-am mai gătit cu ulei de foarte mult timp. Noi nu prea gătim cu ulei. Ia, gata, mai bine. Nici foarte mult. Bun. Deci îl pun aici. Da, apoi... Ce urmează? Laptele, 150 ml. Deci, practic, tot un pahar. Un pahar de lapte, să-l desfacem. Avem aici un pahar de lapte. Îl turnăm peste ulei. Bun. Două lingurițe de miere. Întrebarea mea. Da. Asta e vreo ordine anume sau le putem pune oricum? Le putem pune oricum pentru că apoi o să le amestecăm. Ok. Deci mai iau o lingură. Da, mai iau o lingură mare. Mare și... Păi punem... două linguri de miere. Tu mai pui ceva acolo sau doar amesteci? Le amestec. Ok. Ca să spunem și omuleților care ne urmăresc ce da. Facem. Deci cam așa ar fi una. Da, o să pui pe cealaltă chiar mai mult. Mai mult? Ok. Pentru că rămâne pe lingură și... Miroase senzațional mirea asta. Divin. Andreea, este miere din comerț sau cumpărată de la cineva este specializat? Este miere de casă, făcută de un coleg de-al lui Marius. Ok. Deci am terminat și cu mierea. Bun. Acum ce urmează? Cele trei ouă. Imediat. Și albu și gălbenuș. Da, da. Ok. Între timp eu mai arăt ce am folosit și nu mai este necesar, cum ar fi aceste coși de ouă. Deoarece mă deranjează vizual să le am pe toate în față. De obicei când pregătesc ceva îmi place să și arunc când termin cu respectivele, pentru că să am mai mult spațiu să mă pot okay, desfășura. Nu ai nevoie? Nu. Sunt furioasă. Ce mai pregătiți și voi de sărbători? Nu știu dacă aveți vreo rețetă faină de prăjitură sau nu neapărat de prăjitură. Și dacă sunteți drăguți, drăguțe, chiar vă rog să-mi lăsați și mie în comentariu. M-aș bucura să încerc ceva recomandat de voi. Vezi, dacă era mixerul, îl făceam mai... Da, dar putem să le punem direct acum. Aici. Așa. Deci, acum turnăm ingredientele din bolul acesta, uleiul, ouăle, mierea, laptele. Le turnăm peste cele solide. Da. Deci peste cacao, zahăr, ce-am mai pus? Pâine. Și o să încep să tai portocale. Cam câte mi se pui să... Da, pentru moment 3. A, doar 3? Și banane? Două. Ok. Ai loc? Da. Gata. Ne descurcăm noi. Miroase foarte bine acest aluat. Da. Și portocalele. Din nou, când vine Crăciunul. Miroase Crăciun. Da. Deci nu știu despre voi, dar eu și Crăciunul suntem niște prieteni la Cataramo. Deci dacă ar fi după mine, ar fi Crăciun în fiecare zi. Chiar zici că sunt mai ceva ca un copil mic și, sincer, mi s-a tot spus că dacă o să am copii, nu o să mai fie așa.
Ba, să creadă ei ăștia care îmi spun mie că o să mai fie așa, cred că mă voi bucura mai mult decât copiii mei. Este o perioadă foarte frumoasă anul. Oh, ce frumos miros. Da. Chiar foarte bine. Deci spuneai că ai folosit nectarine sau nu mai știu ce ai zis. Da, nectarine și piersici. Ne gândisem să facem tot cu nectarine și piersici, dar nu am mai găsit. Am fost la Carrefour, am fost la Kaufland, am fost la Lidl. Chiar și la Penny. A, am fost și la Mega Image ieri. Da, nu am găsit nicăieri. Și ne-am gândit, păi, dacă tot e perioada asta a sărbătorilor de iarnă, hai să folosim portocală. Acum sperăm să și iasă. Ia, ce bine arată. Ah, da, s-a făcut... O să arătăm imediat. Poți să te duci tu mai de aproape să arăți. Pasta cum t-ai, felii? Fix cum sunt ele, felii? Da. Era 12 pe bine că n-am dat și dacă dădea ea era că se șterge. Deci mai devreme vă spuneam că Znău se trezise și se plimba pe aici, pe sub trepied și mișca camera. Ce credeți acum dacă vedeți cum a dormit? Poate vi-l dau într-un cadru. Doamne! Deci unde e locul mai înalt și mai pufos? Pernă, pătră, nu contează, acolo se urcă. Să știi că e cam tare și mai bine fac așa, să știi. Da, bine. Sunt curioasă dacă este acră sau nu, pentru că dacă este acră, nu știu, mie îmi plac portocalele, dar să fie dulci. La fel și mandarinile. Între? Măi, chiar bune. Nu sunt foarte dulci, dar sunt ok. Bune. Am pregătit tava. O tavă potrivită, nici prea mare, nici prea mică. Și o să punem în hârtia de copt. Haideți că se oprise camera, după 30 de minute de filmare se oprește automat. Noroc că am sesizat, nu știu exact ce s-a zis ultima oară, așa că reluăm cam ce am făcut în ultimul minut, să zic. Între timp mi-am prins și părul, dar ce este mult mai comod și oricum în general gătesc cu părul prins, dar am zis că na, dacă filmez să arăt un pic mai drăguț. Da, e ok. Bun. Aici am pregătea tava cu hârtie de copt peste. Scuzați foșnicul, dar asta este. Așa oricum o să se... Iar acum punem tot aluatul din bol în tavă. Îl punem uniform, nu? Da, o să-l întindem apoi cu o lingură. Ok. Vă arătăm imediat și mai de aproape. O, oh, băi, parcă vin. Deci cam așa arată. Dar dacă o apte către voi, ia să așa. Am schimbat camera, că dacă o aplicam către voi, se schimba formă. Deci cam așa arată aluatul. Și o să îl pasez Andrei. Și acum urmăm, practic, da. Sau mai încolo. Acum? Acum, exact acum. Și hai să vedem cum facem să le punem frumos. Urmează să o băgăm și la cuptor și apoi să așteptăm să se coacă. Trebuie să ținem prăjiturica la cuptor timp de 25 de minute sau, dacă o vrem mai crocantă, 30. Acum... Și dacă e mai... Cum este? Dacă o ținem doar 25? O să fie glazura mai... Ca și cum am pus ciocolată? Da, ca și cum am pus ciocolată, okay. Da, exact. Deci dacă vreți să arate ca și cum a spus ciocolată, lăsați 25, dacă vreți să fie mai crocantă, 30 de minute. Da. La ce temperatură? 180 de grade.
Ok, deci am pus prăjitura, de fapt urmează să punem prăjitura la cuptor. Vă ținem la curent. Gata, s-a făcut și prăjitura, tocmai ce am scos-o din cuptor. Este caldă și miroase divin. Vă trimit așa un pic de miros. Aș vrea, de fapt, să vă trimit și vouă. Mi se pare că arată foarte bine. Chiar foarte bine. Da, s-a mai crăpat pe aici, pe acolo, dar... Na, așa cred că trebuie. Noi ne-am gândit să punem și puțin cocos sau zahăr vanila pe deasupra, să arate și mai bine. Încă ne decidem, nu suntem hotărâte, să vedem ce alegem să punem pe deasupra. Aș vrea să par și cu voi o bucățică de prăjitură, dar pentru că nu pot face asta, pot doar să vă invit să o faceți și voi, deoarece este foarte ușor de pregătit și foarte rapid. Credeți-mă, dacă eu am putut, poate oricine să facă prăjitura asta. Vă mulțumesc pentru vizionare. Sper că v-a plăcut clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Așa, Andreea? Da. Like. Dacă nu mi-ați dat subscribe, voi vi se dați și subscribe. Și de asemenea, sunt mult mai... postez mult mai des pe Instagram, așa că vă invit să mă urmăriți și pe Instagram și să vorbim și acolo. Vă mulțumesc mult și pe data viitoare. Vă pup!